Majoritatea blocurilor locative, dar și a altor instituții din municipiul Chișinău sunt deja conectate la agentul termic și au mai rămas doar câteva care, din anumite probleme de ordin tehnic, întârzie această conectare. Acestea sunt asigurările date de viceprimarul capitalei Nistor Grozavo, care în cadrul ședinței de astăzi a declarat că orașul este alimentat cu energie termică în proporție de peste 95%. Din 2749 de blocuri locative care sunt conectate la rețeaua centralizată de alimentare cu energie termică, 2665 sunt conectate, ceea ce reprezintă aproximativ 97%. Municipale nu sunt conectate 19, APLP-uri 35, CC-uri 6 și departamentale 24. Problema e însă la proprietarii care nu se subordonează întreprinderilor municipale, afirmă Vyacheslav Vieni, care întârzie să facă o solicitare către Termoelectrica. Problema există la blocuri locative unde sunt gestionate nu de întreprinderi municipale gestionate în fond locativ, ci de APLP-uri, CCL, ACC și alte forme organizatorice. Locatarii, da, într-adevăr, noi avem solicitări, însă există o relație contractuală între Termoelectrica, gestionar fond locativ. Responsabil este președintele de organizație. Adică el trebuie să solicite conectarea și imediat noi conectăm maximum 3 ore. Nici Ruslan Codreanu nu este mulțumit de calitatea președinților de asociație și a cerut un comunicat mai detaliat în acest sens, ca oamenii să știe la cine să se adreseze în caz de necesitate. Eu am fost cu colegii mei, am fost cu domnul Butucel, dacă nu greșesc la o adresă, unde am vorbit cu toți locatarii din blocul respectiv. Eu zic că nu am văzut președintele asociației de câțiva ani. Ei plătesc ca gospodare, dar președintele asociației nu știe. Ei nu știu ce face el cu banii, el nu e responsabil, el nu vine la ședință care îi le convoacă. Eu n-aș vrea să avem situații unde din cauza că unii sunt hăbăuci, stai să îngheță familii în blocuri. Anul acesta, sezonul de încălzire a început din data de 15 octombrie.